Zeci de pacienți internați la spitalul CFR Simeri au fost evacuați de urgență după izbucnirea unui incendiu într-unul din saloanele secției de chirurgie. Focul a izbucnit în urmă cu aproximativ 2 ore și încă nu se cunosc cauzele producerii lui. Și 5 de persoane au fost transportate cu 10 ambulanțe la spitalele din Deva și Hunedoara după ce au suferit intoxicații cu monoxid de carbon. Alți 27 de pacienți au fost transportați la sediul primăriei din Simeria. Focul a izbucnit într-un salon situat la etajul 1 al spitalului, dar fumul a afectat cel puțin alte 2 saloane. Mai multe echipaje ale ISU Hunedoara au intervenit pentru lichidarea lui. 52 de persoane erau în unitatea medicală din Simeria în momentul izbucnirii incendiului. Mai multe detalii revenim mâine în cadrul știrilor Info HD.